Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, astăzi am prăznuit doi sfinți cuvioși, Pavel Tebeul și Ioan Colibașul. Pavel Tebeul este socotit primul pusnic creștin, cunoscut cu numele. El a trăit la începutul secolului al III-lea, dar a trăit foarte mulți ani, 113 ani. Deci a depășit secolul III și a intrat în secolul IV, astfel încât a fost cunoscut de Sfântul Antonie cel Mare, pe care îl vom prăznui peste două zile și despre care, sigur, cei mai mulți ați auzit. Îi se spune Pavel Tebeul pentru că s-a născut în Egipt, în Tebaida de sus, dar și pentru faptul că tot în pustia Tebaidei s-a nevoit de la vârsta de 20 de ani până la 113 ani. A fost fiul unor părinți bogați, dar cumnatul lui, care își dorea întreaga avere părintească, l-a părât celor care conduceau destinele lumii de atunci ca fiind creștini. Ori în vremea aceea, știți prea bine, până în secolul IV, creștinii au fost prigoniți și uciși. Însă tânărul Pavel i-a luat-o înainte și s-a retras în pustie, unde a trăit până la 113 de ani, hrănindu-se cu ceea ce se putea găsi în pustie. A fost cunoscut spre sfârșitul vieții de Sfântul Antonie cel Mare, care l-a și găsit adormit întru Domnul, stând în genunchi cu mâinile înălțate la rugăciune. O învățătură care s-ar putea deprinde de la viața acestui sfânt, deși cuvios, este aceea că atunci când frații noștri, după trup, râvnesc la avutul nostru, și nu numai frații noștri după trup, frații noștri care trăiesc în preajma noastră, noi trebuie să luăm aminte la viețile sfinților și să reușim să ne desprindem inima de bogăția pământească, să renunțăm la ea. Știți prea bine că tribunalele sunt pline de procese între frați sau chiar între părinți și copii legat de o avere pământească, trecătoare, pe care o lăsăm aici și de care se bucură alții. Al doilea sfânt este Ioan Colibașul. Numele lui vine de la faptul că s-a nevoit aproape întreaga viață într-o colibă. Și el a plecat de tânăr, dar de această dată în mănăstire, nu în pustie, pentru că viața monahală în secolul V, când a trăit el, era deja foarte bine organizată. Avea părinți bogați, le cunoaștem și numele, Eutropie și Teodora. S-a născut în Constantinopol, capitala Imperiului Roman de atunci. Tatăl său era dregător la curtea împărătească, astfel încât l-a dat să învețe la cele mai înalte școli. În școală l-a cunoscut pe unul dintre călugării mănăstirii Achimiților sau Neadormiților. Ați auzit de această mănăstire la sfârșitul anului, în decembrie, când îl pomenim pe unul dintre stareții acestei mănăstiri, cuviosul Marcel. Și a fost impresionat de prezența acestui călugăr și s-a interesat ce înseamnă viața monahală și cum se duce ea.
și s-a apropiat din ce în ce mai mult de Dumnezeu, de biserica lui și de viața monahală. Părinții, văzând această dragoste, i-au dăruit o mică evanghelie ferecată în aur, pentru că erau bogați, ca să o poarte pretutindenea și să se adape direct de la izvorul credinței, din cuvântul lui Dumnezeu. Dar n-a fost suficient această mânghiere și a plecat fără știrea părinților la mănăstire. Acolo s-a nevoit ani îndelungați, dar după o vreme, diavolul, care urăște pe cei ce se nevoiesc, urăște pe tot omul, dar mai ales pe cei care se străduiesc mai mult, i-a pus în inimă dorul de părinți și n-a reușit să biruiască această ispită. Și în cele din urmă i-a mărturisit-o starețului și la insistențe starețul i-a dat binecuvântare să plece la casa părintească. Dar în ce fel? Să nu se descopere niciodată că este fiul părinților lui. Să-și facă o colibă aproape de casa părintească, unde să petreacă ca un cerșetor în zdrențe. Astfel încât a ajuns lângă casa părintească și a făcut o colibă, a trăit până la sfârșitul vieții sale în zdrențe ca un cerșetor. El i-a văzut pe părinții lui, adesea trecând și care l-au ignorat, a trăit din mila slugilor părinților lui ca un cerșetor și doar la sfârșitul vieții și-a chemat mama, i-a arătat Evanghelia, mica Evanghelie ferecată în aur, care a dăruit-o în tinerețea lui și i-a mărturisit cine este și apoi și-a dat Duhul. Spre durerea și bucuria părinților care nu l-au cunoscut, nu l-au recunoscut. A fost înmormântat așa cum și-a dorit în coliba lui, iar după aceasta, părinții fiind bogați, au construit o biserică în cinstea lui Dumnezeu peste mormântul fiului lor, Sfântul Ioan Colibaș. Și de aici putem învăța un lucru. Vedeți dumneavoastră că dorul de părinți este și rămâne în mintea și în inima și celor care pleacă la mănăstire și care s-ar zice că se leapădă și de părinți și de frați și de toate. Și totuși acest dor trebuie controlat. Și dacă există, trebuie gestionat în raport cu duhovnicul sau starețul, care trebuie să te îndrume și să-ți arate cum trebuie să te raportezi la părinții tăi după trup, astfel încât să nu-ți pierzi nevoința sau starea monahală în care te găsești. Mi-aduc aminte cândva, tot dintr-o carte, vorbindu-se despre un călugăr care a auzit că i-a murit tata și mama a rămas singură și în cele din urmă la insistențe i-a cerut starețului, la insistențe a primit de la stareț binecuvântare să plece să-și grijească mama. Și pe drum s-a întâlnit cu un înger și l-a întrebat, s-au întrebat unul pe celălalt ce fac, nu știa că este un înger, bineînțeles. El i-a spus că merge acasă să-și grijească mama și celălalt i-a spus, eu sunt îngerul pe care Dumnezeu i-l-a trimis special mamei tale atunci când a rămas văduvă ca să fie îngrijită. Dar nu mai este necesar și dacă tu te duci să o îngrijești pe mama ta, atunci eu intru în șomaj și trebuie să mă întorc la casa mea. Deci iată că Dumnezeu poartă de grijă. Și acest dor, așa cum spuneam, trebuie gestionat duhovnicește. Ascultam un părinte de-al nostru că atunci când este dor de cineva, îl pomenește la rugăciune și îi trece dorul.
iată o soluție. Iubiți credincioși, acestea fiind zise, încă un îndemn, să citiți Patericul Egiptean, unde veți afla foarte amănunte din viața cuvioșilor părinți care au trăit în pustie în primele veacuri creștine. Viața lor, nevoința lor, sfaturile lor și toate acestea sunt de mare folos duhovnicesc, pentru că ne ajută în nevoința și în străduința noastră de zi cu zi. Pe lângă rugăciune, suntem datori să citim Sfintele Scripturi și cărți duhovnicești, care ne dă un plus în ceea ce privește viața duhovnicească și reușim mai mult. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților Cuvioși, Pavel Tebeul și Ioan Colibașul. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.